unde speranțele n-a mai rămas niciun. Un gând subit, nerostit, mă cremenește rom. Ce-am așteptat, ce-am visat, viața înapoi, ce-am risipit-o pe voi, uitând-ne lor și nevoi, prieteni de veție, dintr-o mie câți am mai rămas, timpul vostru s-a spus, în umbra marelui urs, doar ghearele v-au rămas, în orice înfățișare, astăzi doare să rup. Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. Hristos a înviat, că așa trebuie să spunem. Îmi face mare plăcere să îl avem în această seară invitat pe liderul dintotdeauna al grupului Phoenix, domnul Nicu Covaci. Bună seara! Mă bucur și eu să fiu aici. Bine ați venit! Și respect faptul că vă interesează Phoenix-ul. Păi am crescut, cred că sunt atâtea generații care au crescut cu muzica. Da, am crescut bine, să zicem așa. Multă lume vă întreabă, domnule Covaci, evident, despre perioada de dinainte de 1989. S-a discutat mult despre fuga din țară, mai întâi în 76, Nicu Covaci, după aceea în mai 77, cu aproape toată trupa. Aproape toată trupa. Dar eu vreau, în dialogul nostru de astăzi, să începem cu o altă perioadă, cu perioada de după revenirea în România. Lucru care cred că e foarte interesat din multe perspective, pentru că v-ați întâlnit aici cu o lume care era în plină schimbare, cu niște oameni care nu uitaseră deloc Phoenix și mi-aduc aminte de câteva concerte de la începutul anilor 90 care au fost realmente fabuloase din toate punctele de vedere, apoi de un disc, Sim Phoenix, foarte interesant. S-au făcut multe discuri, dar ora asta fiecare face discuri cu Phoenix, eu habar n-am de el. De Sim Phoenix, nu? Și Sim Phoenix s-a făcut. Dar nu știu, crede-mă că nu știu cine, unde, cum. Cum ați găsit atunci România după venirea, după 1990? Și de ce v-ați întors? Uite, asta e o întrebare. Dragul meu, noi am plecat din țară stiliți fiind, pentru că eram interziși. Și în momentul în care am crezut că putem să revenim și să continuăm ceea ce am început, pentru că piesele noastre toate au un mesaj. Înțelegi? Eu n-am familie, n-am copii, n-am decât Phoenix-ul. Și Phoenix-ul este pentru țara asta. Toate piesele mele au un mesaj. Cum să-ți spun? Trebuia să venim. I-am silit pe băieți. Am zis, bă, cuțitul, îmi voi veni acasă. Nu, că stai să vedem, stai să ne... Nu, vreau să vin. Hai acasă! Cu forță i-am da, adus. Da. Și când au văzut acolo iarăși mii și mii de oameni care cântau cu noi cuvânt cu cuvânt, le-a plăcut. Dar au făcut pe urmă ei informație, iarăși m-am lăsat singur. Am rămas singur de vreo 5 ore, a trebuit să o iau de la zero. Dar de ce asta se întâmpla? Pentru că, cum să spun, oamenii, artiștii în general, sunt mult mai sensibili și îi bate mai ușor vântul. Ați fost un lider și sunteți un lider de trupă autoritar, foarte dur, un om care impune anumite reguli și să nu iasă niște lumea în front? Pentru Phoenix, da. Pe linia asta trebuie să mergem. Dar i-am scos din mizerie. Le-am dat locuințe, le-am dat de mâncare, i-am îmbrăcat, i-am luat în brațe, i-am salvat din diferite probleme. Mă rog, eram frați la ora aia. Trebuie totuși să te gândești, dacă ei au acceptat să-i încui în niște boxe de difuzoare, în poziție de yoga, și să-i trec peste 6 granițe, câtă încredere reciprocă era. Deci la ora aia aveau încredere în mine. Însă când au dat de capitalism afară în Occident, după jumătate de an mi-au arătat asta, au făcut informații fără mine. Eu mâncam porumb crud de pe când n-aveam niciunde să-l prăjesc sau să-l fierb. De ce n-a reușit, acum dacă tot ați adus vorba despre ce se întâmpla în străinătate, de ce n-a reușit formula Phoenix dincolo de granițele? Pentru că eram total necunoscut, absolut necunoscut, și se cânta în limba română. Am găsit niște oameni care mi-au făcut texte, la ora asta am vreo 30 de piese în limba engleză, excelente, cu niște texte superbe, dar uite, lumea nu le știe. Aș vrea să fac un eveniment în România, Phoenix Internațional, cu piesele în limba engleză, că sunt piese frumoase și cantabile,
și cu texte frumoase. Ați înregistrat câteva piese și în limba engleză? Păi toate sunt înregistrate. Sunt înregistrate toate? Sigur că da. Bun. Și de ce n-am apărut un album Phoenix în limba engleză? Pentru că, complet. Pentru că aici în țară lumea vrea să cânte cu noi piesele cunoscute și în plus nu mai avem promoție, noi nu mai avem propagandă. Pe vremea când eram interziși în socialism, orașele erau pline de afișe, radio, televiziune, era totuși de partea noastră. Astăzi, cine se uită în telefon, a, uite, Phoenix, o să cânte pe data cu tare. Asta nu-i promoție, îmi pare rău. Mie mi se pare incredibil, am urmărit câteva documentare de-a lungul timpului cu trupe din generația, să spunem, Phoenix, dar e adevărat de afară, fie că vorbim despre artiști precum Paul McCartney, care cântă și la ora actuală și face stadioane pline și Rolling Stones, nu mai vorbim de asta. Jethro Tull însă cântă în continuare, iată-i. Au cântat, da? Și la noi. Au cântat și la noi, sunt, umplu săli, au parte de un management extraordinar, de un marketing extraordinar. Da, sigur că da, oamenii au de ce să trăiască. Rod Stewart vine, cântă. Existența lor este asigurată, da? Și atunci nu se mai obosesc să facă trupă nouă, să caute, să încerce altceva. Ori la Phoenix fiecare și-a încercat norocul și-a făcut un nume la Phoenix și-a dus să-și facă... Dar eu cred că Nicu Covaș, mă uitam numai pe albumul ăsta, mă iau la întâmplare, dar m-am uitat mai devreme de emisiune, uite, mă gândesc Fluier. Eu citesc aici de la 1 la 14 piese, doar în vreo 3 piese nu e Nicu Covaș autor al pieselor. Două piese semnate Yoji Couple și una Baniciu cu text popular, e vorba de celebra Andrei Popa, da? Eu cred că trebuia să fiți milionar. Dragul meu. Sau poate sunteți. Deci milionar în dolari, în euro. Nimic, dacă eu nu mai cânt, eu vin să cânt. Mor de foame. Știi ce? Pe cum e posibil una ca asta? Uite, e posibil. Suntem români, asta e România. Am adus țării miliarde. În 77, când am plecat din țară, erau deja 2,5 milioane de discuri vândute. Electricodul nu ne-a dat un ban. Ne-a plătit doar câteva sute de lei pentru cele 3 zile de înregistrare de studio. Atât. Și-a dat niște bani la Uniunea Compozitorilor, niște drepturi de autor pentru textieri, pentru compozitori. Dar eu, nefiind recunoscut de compozitor nici până astăzi, am primit o părticică din bani. Înțelegi? Noi trăim niște vremuri în care până și pentru un amărât de sunet de apel la telefon se încasează drepturi de autor. Da? Deci dacă îți pui o sonerie și o cumperi dintr-un magazin din ăsta de sunete, da, la ora asta, plătești cuiva, se plătește cuiva o... Este un sistem criminal, de aceea da. Eu refuz să mă uit în internet. Deci în afară de WhatsApp, că comunic cu oamenii, da. Sau... Mail? Mail? Nu mă interesează nimic. Pentru că îmi văd piesele mele acolo puse de alții care câștigă niște bani. Înțelegi? Dar n-a existat în spatele asta, pe mine m-au uluit întotdeauna. În spatele Phoenix, iată, vorbim de discuri care au fost scoase, ce am eu aici pe masă, scoase după 1989. Sunt reeditări ale albumelor de dinainte de 1989. Știi ce mi-a spus Electrecordul când m-am întors în țară și văd discul... Cantafabule din două bucăți, unul galben, unul albastru. Da, ăsta de aici. Da, iată, să le arătăm, da, ăsta. Care era un singur album, da. Nu? Da, trebuia, era, da. Da? Și zic, da, l-ați rescos bani, eu nu primim nimic. Nu, că nu se vinde, că s-a vândut, a făcut proces. Și la proces spune avocatul lor că s-au vândut 7.000 de bucăți. Și eu vin cu o chitanță de la tipografie, 500.000 de coperți plătite. Incredibil. Înțelegi pe ce lume trăim? Ah. Da, eu sunt, mă rog, am aceste nelămuriri în continuare, dar mă gândesc că totuși poate n-ați insistat suficient în justiție cu niște procese prin care să fi reușit să recuperați acești bani. Rău, eu nu mai am relații aici în țară, nu mai am prieteni și nu dau șpagă. Că am prieteni care și-au reușit și au niște poziții foarte rău. Dar în parte, știu cum zic că da. Eu nu dau. Vreau să mă uit în oglindă. Vreau să mă pot uita în oglindă. Să fiu curat. Cel mai recent moment în care numele dumneavoastră a ajuns, mă rog, în arena publică, să spunem, în alt context decât cel muzical, este episodul cu Uniunea Compozitorilor din România.
Care e, ce e în spatele acestei chestii? Hai să înțelegem un lucru. De ce s-a dus Nicu Kovács să se înscrie în Uniunea Compozitorilor și cum ați ajuns să dați examen de intrare în Uniunea Compozitorilor? Deci, pornim de la ideea lui Cărmăzan, știi, regizorul Cărmăzan, da. care a vrut să mă ajute într-un fel și l-a pus pe omului să facă niște acte încât să pot primi un fel de remunerație de merit în țara asta. O sumă, să-mi vină și mie o sumă de merit. Băiatul ăla a murit. Ca un soi de rentă viageră, ca un soi de... Nu știu. Da. Da. Pensie de merit. Pensie. O remunerație. Ei, băiatul ăla a murit, s-a întrerupt chestia. Între timp a preluat-o Mircea Florian, prietenul meu bun. Da. Și Nicu, hai să facem. Îți trebuie toate actele. I-am făcut un dosar. Dar trebuie să mai fii undeva înscris în ceva. Nu poți privat să fii. De ce? Nu poți, că așa e legea. Zic, bun, uite, hai la unul de compozitorilor. Sunt compozitor, da? Da. Ne-am dus acolo. A, nu. Ca să fii recunoscut de compozitor, trebuie să dai examen. Zic, să dau examen, vreți să mă umiliți, vă bate joc de mine. Eu am peste 100 de piese declarate pe note, scrise acolo. Și au și plătit ani de zile niște bani. Dacă nu eram compozitor, autorul pieselor, nu plăteau. Nu să dau bani, da. Nu, că să dai examen. M-am enervat, în decembrie m-am dus acolo. Dau examen. Ha? Dau examen. Cum? M-a dat o hârtie cu portative, cu două măsuri, cu niște note aruncate acolo și pe alea eu să fac o compoziție. M-am pus și am făcut o compoziție cu refren, cu o compoziție, care vreau să o și cânt. Și, topa ce cântă, am scris și ce cântă, da, basul ce cântă, am scris și bas, mă rog. Și le-am dat, zic, bun, și acum, păi trebuie să se adune o comisie să decidă. Cine erau oamenii ăștia? Iertați-mă, adică... Nu știu, era unul singur acolo cu care vorbeam. Unul singur. Nici nu știu cum îl cheamă. Iertați-mă, și ăla nu s-a băgat așa sub masă când v-a văzut? Adică era totuși în fața lui... Nu, dragă, Nicu pentru Kovács că de la Phoenix. Iau alte interese, iau interesele lor, dragul meu. Și... Trebuie să aștepți, poate anul ăsta se va aduna comisia și... Asta a fost în decembrie. În martie primesc o hârtie cum că am căzut la examen. Incredibil. M-am tăvălit pe jos de râs. Zic, iuhu, ia uite, zic, cu prietenii, ia uite, am căzut la... Credeam că e o glumă proastă. Ei au luat-o în serios. Înțelegi? Și îmi spune acum Moculescu... Horia Moculescu. Da? Spune la televizor chiar că am fost pedepsit. Că i-am jignit pe ei. Pentru că Nicolaescu a făcut filmul ăla Nemuritorii. Toată muzica aia mea. Ei, din momentul în care am plecat din țară, din 77, m-a scos de pe generic. Și eu, în 90 și nu știu cât, când m-am întors, l-am luat pe Nicolaescu. Zic, bă, mă scos de pe generic, cum? Nicu, să vezi că a trebuit, că m-a obligat, că a trebuit, că voi ați fugit. Și am înțeles, zic, bun, dar banii s-au vărsat? Da, banii am vărsat. Cui? Uniunii Compozitor. Deci și-au băgat banii. Tu-ți dai seama câți bani au băgat aia în buzunar? Și acum Moculescu spune că i-am jignit și că trebuie să-mi cer scuze. Să nu-mi treacă drumul. Eu mă gândesc că... Haideți să facem și noi o comparație deloc deplasată. Vedeam de unăzi un documentar cu Paul McCartney, celebru Paul McCartney, celebru Beatles, care... nu știu dacă e membru în vreo Uniunea Compozitorilor și cred că ar pica examenul de admitere în Uniunea Compozitorilor de România. Deci dacă Paul McCartney ar fi pus, pentru că el recunoaște în acest documentar că n-a știut niciodată să citească note și că nu l-a interesat, pur și simplu, da? Tot ce a învățat după ureche, a învățat pentru că i-a plăcut cum sună un pian, că i-a plăcut cum sună un acord la chitară. Un băiat genial. Genial, da? Înseamnă că el n-ar putea să fie membru nou al Uniunii Compozitorilor din România. Ar putea dacă ar da șpagă. Dacă ar da șpagă. Da, oricum eu nu dau. Interesul lor este o gașcă de bandiți, înțelegi? Eu îți spun și o să mă ascult, iar să ofensează, să-mi cer scuze. Nu. Pentru că ei bagă banii aia în buzunar. Și îi doare. Dacă trebuie să-mi dea mie banii care merit, păi primesc ei mai puțin. Deci eu nu sunt compozitor în țara asta. Bun. Țăndărică e compozitor, banici e compozitor, eu nu sunt. Țăndărică e membru al Uniunii Compozitorilor? Așa am auzit, așa mi s-a spus. Și Baniciu? Da. Incredibil. Și Nicu Kovács, care are 150 de piese, nu este compozitor. Da?
Mie mi se pare realmente strigător. Am văzut că în acest scandal ați avut un aliat, să spunem, la nivel politic. E vorba de ministrul culturii, care a zis în prima fază că îi se pare nefiresc să se întâmple așa ceva. Și că trebuie schimbate niște legi. Dacă dar aș vrea să înțeleg dacă a mai făcut și ceva în plus față de acest lucru. I-am scris, zic, hai să ne întâlnim, hai să stăm de vorbă. Uh-huh. Nu mi-a mai răspuns. Am înțeles. Deci, I s-a tăiat celui. Cine putea să-i taie? Moculescu? Horia Moculescu să-i fi tăiat macaron? Dragul meu, deasupra tuturor celor care funcționează, mai există niște forțe. Asta știi și dumneata. Da, știu că există întotdeauna și astfel de forțe, dar să fie aceleași forțe pentru care de fiecare dată după 90 Nicu Kovács a continuat să fie pedepsit? Da. Eu am fost pedepsit. Imaginați-vă voi, acum, sincer, mie îmi pare rău, în gașca noastră de 20, gașca strânsă, al cincilea era părător la securitate. Uh-huh. Știau aia tot ce mâncăm, ce bem, unde mergem, ce facem, cu cine ne ducem în pat. Știau tot. Ce-au pățit săracii aia când mie mi-a reușit fuga? N-a știut nimeni, afară de săraca maică mea. Nimeni, nici băieții n-au știut nimic până în clipa în care i-am băgat în boxă. Numai maică mea a știut de chestia asta. Mi-a dat pânză neagră, frâng curătoreasă. Mi-a dat pânză neagră să pun acolo unde am scos difuzoarele. Că dacă bagi lanterna să nu se vadă că lipsesc difuzoarele. Și când m-am întors în țară, ca să mă sperie și să mă pedepsească, maică mi-a fost ucisă cu 30 de lovituri de cuțit și dat foc. Mi-a spus capitanul poliției, Kovács, ai dușmani mari, ai grijă. Înțelegi? Dar autorul acestei oribile crime a fost prins? Ani de zile nu am găsit pe nimeni și am făcut scandal. Au luat un țigan care a furat nu știu ce și a stat la bușcărie nu știu cât pentru furt și umblă prin Timișoara. Dacă era el, îi tăiam eu gâtul. Dar nu era, nu el. Înseamnă că erau tot băieții cu ochii albaștri de dinainte de 89, care... Am fost pedepsit. Mi-a spus capitanul poliției, Kovács, ai dușmani mari, vezi. Să ne întoarcem puțin la momentul revenirii în România. La acel moment, Phoenix părea că pășește într-o nouă etapă, chiar dacă era vechea formulă. Revenise în trupă toată gașca, să spunem, cu Țăndărică, apăruse Manny Neumann, muzician excepțional, Yoji Capul, Baniciu, Țăndărică la tobe, formulă foarte bună și toată lumea a spus, da, e nemaipomenit. A rupt stadioanele. Și când băieții au văzut ce succes au făcut iar trupă și m-au lăsat singur. Păi, asta întâmplându-se de ce? Și a trebuit să o iau iar de la zero. Că și acum e cam așa. Nicu Kovács și restul găștii cântă în altfel de formulă. Că e pasărea rock, că fiecare cu proiectul lui. De ce? Acum, formula nouă pe care o am. Da. Am niște... Cei mai buni dintre cei mai buni sunt... Cristi Graham, eu îl știu, este un chitarist excepțional. Sunt tineri frumoși și extraordinar de... Uite, cine e fata cu vioara pe care am văzut-o la un moment dat? Pentru că, într-adevăr, cântă de rupe. La vine Săteanu, este soția basistului. Da. Dar cântă și are un ton dulce, extraordinar. Și dansează, sare în sală, aleargă prin sală și cântă, nu greșește o notă. Se învârte pe loc câte așa, face și nu greșește o notă. Și eu zic o frumusețe de fapt. Mă rog. Dar am o trupă foarte, foarte bună la ora asta. Doar că, pentru că nu mai avem promoție, nu ne sprijină nimeni, nu avem management, ăștia mor de foame, ca și mine. Și atunci cântă și ei, trebuie să-i las să cânte. Domnule, vă certați-mă, când au chestia asta, Nicu Kovács, într-o situație de genul ăsta, iată, mi se revolt, este îngrozitor. Păi ar trebui să revolte și... Nicu Kovács, iată, la 76 de ani, vine și spune, sunt un om care cântă de când cântați, de 60 de ani. 60 de ani are da. Formația Phoenix. 60 de ani are formația Phoenix, da? De 60 de ani Nicu Kovács pe scenă. Și vine și spune, dacă erați în altă țară, dacă erați în Marea Britanie, dacă erați în Franța, chiar și în Franța, da? Așa. Păi la ora asta erați cu statuie în mijlocul Parisului. Da, dragul meu, dar suntem în România. Sau în mijlocul Londrei. Băieții mei, mi-e rușine, înțelegi? Dacă Beatles cântau și cu Rolling Stones, și Rolling Stones și cu Bee Gees, și Bee Gees cu Cream, nu era ce trebuie. Dar la mine, eu trebuie să-i las să cânte. Ai mei cântă pe unde apucă. Înțelegi? Când e Phoenix, vin și cântă mie piesele. Dar rest, cântă fiecare și câștigă pita. Au familie, au copii, au chirie, au mașină. Le trebuie bani.
Mi-e rușine mie să fii la Phoenix și să nu-ți poți câștiga existența. Am auzit voci care spuneau așa, Kovac era bine să fie, când a văzut că s-a spart gașca, vorbim de gașca, formula de aur, să spunem, de după 90, că sunt mai multe formule aici. Sigur, putem să vorbim și de perioada de... Formule bune au fost întotdeauna. Întotdeauna. I-am ales pe cei mai buni de trece. Au fost buni, toți. Numai că ți-am spus, artiștii sunt sensibili și e chestie și de educație și de și răspinării și de... Mă rog. Dar sunt voci care spuneau, domnule, poate că trebuia proiectul Phoenix la un moment dat închis înainte de a se ajunge la formula în care Kovac adună alături de el oameni foarte tineri. Cumva care, mă rog, cresc acum așa sub brandul Phoenix. De, eu am o groază de piese noi care nu se știu. Lumea nu știe piesele noi. Păi de ce? Foarte supărate. Pentru că nu sunt promovate, nu se dau niciunde. Și Hrubaru, care mi-e prieten, îmi spune, Nicu, cenzură, am piese care nu se pot da. De ce? Pentru că textele sunt supărate. Da, piesele mele au toate mesaj. Din 150 de piese, două sunt de dragoste. Cine scrie astăzi textele? Eu în ultima vreme, din păcate. Deci, uite, Liber sau În umbră marele urs sau Vino Țepeș sau... Și asta ar trebui să le audă lumea. Eu vreau să întăresc și răspinării la român. Că behăie toți ca oile. Unul nu pune mâna pe bâtă. Mesajul ăsta că a pus mâna pe bâtă, la ce se referă, de fapt? Bă, să protesteze. Mai dacă nu ți se face dreptate, stai drept, spune, nu-i corect. Pentru dreptatea aia mamă luptă. Nu mă plec, umblu în patru labe, fac slalom, să nu mă lovească pe mine, să lovească pe celălalt. S-a băgat să mânță zâzanii, acest popor. Dacă nu-i plăcea ceva, punea umăr la umăr și schimbau. La ora asta nu mai pune nimeni umăr la umăr. De ce? Ce s-a întâmplat? Că asta ține tot de perioada de după... E o manipulare. S-a băgat sămânța zâzanie. Foarte subtil. Asta sunt chestii care e greu să le descriu acum și să le... Bun, dar asta vine din cauza, să zicem, unor generații cărora li s-a frâns, să spunem, coloana vertebrală, sau poate nu au avut-o niciodată, sau vine dintr-o zonă a leadership-ului, politic și nu numai. Leadership-ul de sus. De sus. De sus. Este un control general, se știe ce se vrea. România a fost cea mai bogată țară din Europa. Le-au curs balele să pună gheară pe ea. Și s-a întâmplat? Ceaușescu a fost asasinat. N-a fost condamnat, a fost asasinat. Și au fost gheară pe ea. Tot ce a fost productiv s-a falimentat. Și au venit de afară și au pus mâna. Toate firmele au nume nemțesc, japonezi, americani și așa mai departe. Acum nu firmele. Pot să cred că Nicu Kovac regretă ceva din perioada lui Ceaușescu. Dragul meu, ba da. Ce? Faptul că la ora aceea toată lumea avea de lucru, nu existau șomeri. Toată lumea terminai școala, avea un loc de lucru. Terminai facultatea, avea locul de lucru. Doctorii erau pe gratis. Astăzi, dacă n-ai bani, mori acasă. Nu poți să te duci la doctor. Sigur că erau niște constrângeri, pentru că le era frică de capitalism, clar. Dar ideea de socialism aparține tot unui evreu. Și a fost o idee interesantă, nu s-a realizat. Dar suntem sociali, suntem prieteni, suntem aceiași. Tu n-ai patru picioare sau cinci aripi sau... bem aceeași apă, respirăm același aer. Suntem la fel. Sigur că un director își asumă o responsabilitate mai mare și câștigă și e răsplătit mai bine. Și un șofer și el își asumă o anumită responsabilitate. E plătit. Dar unii au sute de miliarde, dragul meu, sute de miliarde și nu le ajunge. Păi lăcomia e boală. De ce nu-i duce la doctor? Mor etnii întregi de foame, mor popoare întregi de foame. Dar nu e asta esența, sigur, unui soi de capitalism, e adevărat sălbatic, da? Păi, așa pare să fie capitalismul. Păi nu, nemilos. Nu pare, este. De ce se fac războaie? Războaiele sunt cel mai eficiente. Se câștigă cel mai bine de războaie. Uite, rușii se bat acum cu toată planeta. Ei nu se bat cu ucrainenii. Tu înțelegi? Ei trebuie să bată cu toată planeta, cu tot ceilalți. Adică cu toată planeta nu, că indienii sau chinezii stau pe locul lor. Deocamdată. Da. Să vedem cum se polarizează chestia. Dar hai că o luăm raza. Lucrurile sunt într-o dinamică. Nu, e interesant să văd perspectiva asta, pentru că întotdeauna l-am asociat pe Nicu Kovac și nu numai eu sunt convins
toți cei care ne-am gândit la Phoenix de-a lungul anilor și înainte de 89 și după 1989 cu ideea de libertate. Cam asta e povestea. Adică spuneai Phoenix, spuneai libertate, spuneai mesaj, spuneai exact de la mamă, mamă până la te întreb pe tine soare, totul era cu mesaj, cum a spus mai devreme. Liber, să fii liber pentru bine. Uh-huh. Și am demonstrat pentru bine sar în foc. Mi-am jurat să nu fac rău în viața mea. Vreau să fac bine, dar răul pedepsesc. Am băgat oameni în spital. Nu accept răul. Răul, dacă nu-l pedepsești, nu-l stârpești, nu-ți faci bine nici ție, nici celorlalți. Sunteți un tip foarte dur? Nu. Nu? Nu. Eu plâng aproape în fiecare zi. De ce? Iubesc animale, am avut porumbei, pisici, câini am avut. Dar nu accept răul. Scuze. Deci dacă văd răul, îl pedepsesc. Înțelegi. Asta e o filozofie de viață. E un fel, mod de a trăi. Nu accepti să mă calce picioare. Da. Dacă nu faci dreptate, te pedepsesc. Se întâmplă și cu colegii de trupă? Au mâncat bătaie, vai de... și camul. Chiar au mâncat bătaie? Adică și Baniciu ce bătaie mâncat și camul Ciabela și capul Iosef săracu. Îmi pare rău, dar nu-mi stai în drum. Dacă am pornit pe drumul ăsta, nu mi te pune. Păi poate că de-aia au rămas la un moment dat cu aceste momente în care au mâncat bătaie și, la propriu și au zis hai să-l pedepsim și noi pe Covaci la un moment dat. S-au adaptat, au înțeles că am dreptate, dar poate că au rămas cu o... Mă rog. Deci nu e vorba de, acum de bătaie, că eu nu mă bat de dragul de a mă bate. Doamne ferește, nu vreau, vreau să fac bine. Încerc să conving. Dar bătaia ați încasat vreodată? Tatăl meu a fost legionar. Așa. Și la vârsta de un an a fost arestat, a făcut 8-9 ani de pușcărie. Maica mea, croitoreasă săraca, dacă să nu scape hățurile, m-a bătut de mastâlcit. Și îi mulțumesc și astăzi. Cum îi mulțumiți? Păi noi trăim o perioadă în care dacă l-atingi pe un copil și l-ai luat de ureche așa ușor și ai spus... E o tâmpenie. Copiii trebuie educați. Păi da, dar nu cu palma, cu bătaia. Nu contează. Trebuie să fii și dur cu unul. Trebuie să fii dur, să înțeleagă. Dacă cu vorba nu-l convingi, tu trebuie să ai un reflex de spaimă. Și atunci, după un timp, înțelege și se adaptează. Dar îți spun, maică mea m-a bătut de m-a strălcit și îi mulțumesc și astfel. M-a învățat ce-i bine și ce-i rău. Și pentru bine sar în foc. Dar răul pedepsesc. Da, o iubeați mai mult pe mătușa care era totuși mai blândă, nu? La 12 ani am fugit de acasă, nu mai rezistam. Aia, nu? Și am fugit la mătușa. Cum m-a adus maică-mea înapoi acasă? Așa. Pădurarul de la San Nicolau Mare, de lângă Timișoara, avea probleme mari. Lupii se mulțiseră într-un hal, că atacau deja grădini, că atacau, veneau... Sună cunoscut, dar cu urșii, la noi acum. Da, urși. Da, urși. Atunci erau lupii. Și... Cățeaua lui, o cățea de câine lup, uite, mi-ți place pele de găscă. A fugit cu lupii și n-au mâncat-o, mă. Incredibil. N-au mâncat-o. La o vânătoare din asta, la grămadă, cu pușcături, nu știu ce, își vede cățeaua. Și sare și o scoate afară și era gravidă. Și primul pui care l-a făcut, l-a cumpărat maică-mea, Jimmy, un lup, pe jumătate lup, jumătate câine lup. Nu îți dai seama. Și... Ăla a fost momentul în care Nicu Cova s-a întors acasă. M-am întors rapid. Acasă. Da. Pentru că ăla era un motiv suficient de puternic. Da? Asta e o poveste extraordinară. Vă plac câinii, animalele foarte mult, da? În Spania, la un moment dat, aveam 8 câini deodată. Uh-huh. Dar din ăștia cât bine, adică nu șobolani. Câini, burboi, vânător de lei din Africa de Sud, 2. Dog german, lupi. Mă rog, și plecam la plimbare, că în Spania îmi pot permite să mă duc cu ei la plimbare. Doar că cei mai periculoși doi le-am pus gardă și îi țineam totuși. Într-o zi, trecând strada, în spate, spre pădure, au văzut o pisică și au plecat. Sane m-au făcut, m-au târât pe stradă. Da, Spania. Asta e un capitol foarte interesant. Cred mai ales că noi nu știam pe Nicu foarte, Covaci. Foarte interesant. Da, noi știam pe Nicu Covaci în Germania. Adică abia în momentul în care, sigur, după 1990, când ați publicat acest volum pe care eu l-am citit de vreo trei ori de scoarță în scoarță, Phoenix însă eu, suna bine în engleză. Deci, da, Phoenix but me. Nu? Cam cărți așa, de aventuri. Așa, da, erau, da, mie mi s-a părut incredibil ce se întâmplă în acest volum. Bine, are și o continuare, da? Însă eu o pasăre, dar asta scoasă la altă. Eu am venit cu ediția aia, prima, ediția Princeps, ca să spunem așa. Atunci mi-am dat seama că, de fapt, nu trăiți în Germania,
Și v-ați dus în... 10 ani am stat în Germania. Așa, și atât. După aceea în Spania. În Spania. De ce? De ce Spania? Și acum a locuit tot în Spania, de sigur, fapt, da? Sigur, de 35 de ani sunt în Spania. Da. De ce în Spania? De ce? Pentru că eu de mic copil am făcut înot. Uh-huh. La 11 ani aveam deja echipament de scafandru rusesc. La 11 ani. Venea antrenorul de la... De la cu scafandru rusesc ăsta, pentru că era cu... Nu. Mască, mască și cutul. Botelie, labe, mă rog. Da. Dar rușii da, erau de un altă parte de unde, da, la momentul ăla mă gândesc. La consignația în Timișoara. Și maică mi l-a cumpărat. Și venea antrenorul de la Ilsa, unde se făceau antrenamentele, la școală, eram încă la școală germană, să mă ia de la cursuri, să mă duc la antrenament, Păi și unde vă scufundați? În Bega? Prima dată, bazin de 50 bazin. De metri, cu nu știu ce. Dar în fiecare an, maică mea de la vârsta de 3 ani, m-a dus la mare. Mm-hmm. De la vârsta de 3 ani, am fost în fiecare an la mare. Și acolo, la un moment dat, arbaletă, vânam chefali, vineam, aveam și o geacă, 5-6 chefali, se bucurau ăștia de la restaurant. Nu mai știu dacă în cartea asta este episodul în care spuneți cum mâncați la un moment dat scoici crude, nu? Cu un pic de lămâie la un moment dat pe malul pe mării, nu? Despre asta mi-aduc aminte. Pe toate. Ei, da. Și atunci imaginează că descoper un colțișor de rai. Odată în viața mea am avut noroc. Descoper un colțișor de rai în sudul Spaniei. Ce an era? 80? Stai puțin. Ați plecat în 70 și... 788. 87-88. Uh-huh. Și... Cum să spun? Am făgărașul în spate, pădure de pini împrejur și marea sub nas. Pe la ce ar fi un colț de rai? E un colț de rai. Mi-am făcut și piscină, mă rog, am... Dar... Și o liniște că-ți aud sângele în ureche. Nu-s camioane, nu-s mașini care să... Mai ales că strada mea... Întrebare, români sunt? Nu mai niciun. Sunt câțiva români, da? Care muncesc greu, uh-huh. dar totuși le merge mai bine. Uh-huh. Trag tare, dar se descurcă și am câțiva prieteni foarte bune acolo. Vorbeați despre faptul că în România, și vorbeam mai devreme despre o nouă generație care admite să fie totuși destul de umilită din multe puncte de vedere, fără o coloană vertebrală, dar mie mi se pare, domnule Covaș, poate mă înșel. Dar pare că în toată Europa, ca să nu spun vorbă mare, în multe țări ale lumii, dincolo chiar și de Europa, trendul ăsta pare să fie. Al unor oameni care... Sigur, sigur. Nu? Cred că se întâmplă și în Spania, adică dragul nu meu, mai au... Dragul meu, da, doar că Spania este o colonie englezească. În ce și... sens? În sensul în care englezii și-au luat case, nu? Tot ce mai mișto au luat ei. Da. Da, așa. Și se servesc englezii, se vorbește engleză, toți spaniolii vorbesc engleză acolo. Și, cum să spun? E vreo revoltă, vreo sentiment? În Europa s-a impus, se manipulează, cum să spun. Războaiele din Africa sunt făcute ca africanii să vină în Europa să slăbească Europa. Europa s-a umplut de oameni care au alte religii, care... Musulmani în special, da. Așa. Și care nu au nimic de a face cu Europa. Și sunt probleme mari, tot mai mari. Păi se mai poate fără ăștia? Că sunt deja milioane care vin. În curând o să mai găsiți oameni care să cânte cu chitara în trupă, o să trebuiască aduși de pe undeva, din Sri Lanka, de până Africa, de până că ea mai cântă, mai învață un instrument. Astăzi copiii trași de ei să mai învețe un instrument. Nu învețe unul să cânte la vioară, la pian, la chitară. La fel cu meseriile. Dacă ăștia nu mai învață europenii o meserie aia, vin la ora asta, în momentul în care a venit capitalismul, înseamnă că doar banul mai contează. Dacă ai bani, ești respectat. N-a fost așa întotdeauna? Nu ai bani, nu. Nu. Oamenii de spirit, oamenii care se sacrificau, oamenii care aveau curaj, erau respectați. Astăzi ești fraier. Ești fraier dacă dai... Dacă ești darnic, ești fraier. Dacă ajuți, ești fraier. Nu te mai respectă nimeni de acolo. Important este să fii zgârcit. Egoismul și lăcomia sunt marile calități ale capitalismului.
Îmi pare rău să spun asta. Nu vă place capitalismul? Simte sau, mă rog, poate că ăsta de acum nu vă mai place. Dragul meu, dacă mi-am riscat viața să trec 6 granițe... Pe asta mă gândeam. Și ajung într-o boală de rat. Înțelegi? Sunt foarte decepționat. Foarte decepționat. Dar poate nu e capitalism. Poate este o lume... Spune cum vrei. Da. E ceea ce se întâmplă. Nu sunt de acord, sunt foarte dezamăgit. Foarte dezamăgit. Și de aceea ultimele mele piese sunt foarte supărate cu mesaj și lumea nu le știe. Pentru că nu se dă... Dacă, nici Hrubaru nu are curaj să-mi dea piesele. Dar astăzi se întâmplă lucrurile un pic altfel. Promovarea are loc mai ales în mediile online, se lansează câte o piesă pe un canal de YouTube. Nu faceți asta? Nu știu, eu n-am relații, nu cunosc, eu sunt la 4.000 de kilometri de aici. Cine să-mi facă mie serviciul ăsta? N-am management, am o impresăriță care face niște șușe pe aici, pe acolo. Am ajuns să cânt în cafenele și în cluburi, că rupeam stadioane pe vremuri. Mâine, totuși, ca să dăm și o veste bună celor care ne privesc, da? Are loc un concert aniversar, Nicu Cova, 76 de ani, la Arenele Romane, unde vă vor sărbători mai mulți colegi muzicieni din diverse generații care vor fi alături de noastră pe scenă. Tocmai, am fost uluit să văd câți invitați au fost. N-a fost acțiunea mea. Așa. Deci Raluca, deci impresarul, da? S-a gândit bine și a invitat oameni interesanți de la alte formații care vor să vină să cânte Phoenix. Mă bucur de asta. Și dacă vă treziți mâine în backstage, că vor să intre pe scenă și Yoji Capul, și Mircea Baniciu, și Manny Neumann, și dragul, toți ceilalți. Dragul meu, eu cu Țăndărică și cu Manny Neumann deja mi-am reîmprietenit. Da. Au venit la Timișoara, am făcut Țăndărică solo de tobe lângă Flavius și în finalul concertului s-a ridicat Țăndărică, l-a luat pe Flavius în brațe și l-a pupat. Flavius fiind noul tobar. Noul tobășar. Tobarul Phoenix de la... Mic, l-am luat la 14 ani, ce n-am. Acum are 21. Cum cântați cu puștii ăștia la 14 ani? Cum vă spun? Vă vorbesc cu dumneavoastră? Este genial. Sau vă strigă Nicu? Nu. Nu prea vorbește. Este foarte reținut. Foarte reținut. Bine educat. Și are o tehnică incredibilă. Incredibilă. Mă gândeam cum este comunicarea dumneavoastră, Nicu Covaci, da? Maestrul. Cu ucenicii, da? Cei mai mici, cei care sunt în gașcă. Nu sunt ucenicii, sunt foarte buni și știu că îi apreciez. Eu când deschid un concert, spun, am o tânără formație nouă, cei mai buni dintre cei mai buni. Și asta îi încurajează și îi întărește. Și atunci aș dau drumul, fiecare face, în final, la Negru Vodă, fiecare face solo și arată ce poate. Incredibil, incredibil. Da. Revin însă la această chestiune, pentru că ea are legătură. Vreau să înțeleg dacă, într-un fel, dacă vreau să înțelegem cu toții, dacă mai e posibil ca, la un moment dat, să vă vedem pe aceeași scenă împreună cu Baniciu și cu Capăr. Da. Deci, a fost o idee. Emagu a fost dispus să financeze o revenire Phoenix 60. Ar fi fost o treabă. Zic, îmi calc pe inimă și invit pe toți aia care m-au trădat să vină. Și am invitat. I-am sunat, au fost chemați toți. Și urma să aibă loc un eveniment uriaș de 4 ore. De când se întâmplă asta? În ce an? Anul trecut, în toamnă. Trecut? În toamnă. Ok. Și când au venit ăștia, când i s-a dat atenție și importanță, au cerut niște sume uriașe, niște mii de euro, ca să cânte o piesă sau două. Mii de euro, la care Emago a spus, pare rău. Mii de euro nu pare foarte mult. Mii sau zeci de mii. Stai puțin. Da. Stai, ca să cânți o piesă și când ai 20-30 de invitați, numai invitații, costă 100 de mii. Păi, deci, a căzut, din păcate, povestea. Însă, Manny Neumann vine, el e prieten. Am văzut că vine și cu trupa lui, cu Farfarelo. E mai tot timpul prezent pe aici, pe România. Mai cântă prin clubul. Îi place România. Îi place România. I-a dat de gust, sigur. Da, da. Din păcate, ei n-au promoția care trebuie și ei cântă doar instrumental. Uh-huh. Și atunci lumea nu se atașează așa cum ar trebui. Deși el e foarte bun, foarte expresiv, foarte, foarte tehnic. Mă gândeam totuși că odată cu lansarea acestui film despre Phoenix, care înțeleg că eu, din păcate, n-am reușit să-l prind, să-l văd, dar abia aștept să sunt două, găsesc ocazia. Unul făcut de Nema, Cristi Nema,
cu care am făcut turneu prin țară și este unul făcut de televiziune. Da, mă gândeam... Care mă sapă, din păcate mă sapă. Cel făcut de televiziunea română. Da. Da, de Doru Ionescu. Pentru că ei spun că Mihalache... De Cornel Mihalache, așa. Da, scuzați-mă. Că Fenixul, ăla e Fenixul, în anii 70. Și că s-a terminat. Din anii 70, Fenixul a dispărut. Păi ăla în anii 70 înseamnă cu ce? Cu înainte de... partea cu Moni Bordeanu, noi iau un calcul? Sau iau un calcul doar parieta cu Baniciu? A făcut interviuri numai cu aia din anii 70. Da. Și se termină filmul lui cu un bocet. Tu înțelegi? Se termină cu un bocet. În anii 77, deci când noi am tăiat-o, se termină filmul cu un bocet. Asta e săpătură. M-am dus la el acasă. La Mihalache? Da, m-am dus la el acasă. L-am luat la... Așa. Mi-a plâns pe umăr. Că ce? Nicu, că să vezi că îmi pare rău. Zic, te pui și faci interviuri și cu ăștia noi. Ăștia duc trupa mai departe. Eu când n-am să mai fiu, vreau cineva să ducă Fenixul mai departe. De ce vreți asta? Da, ai dreptate, ai dreptate. Stați puțin aici, să înțelegem. De ce țineți atât de mult ca Phoenix să continue, să cânte în continuare? Tocmai pentru că ăsta e simbolul, asta e ideea? Nu cânte dragul de a cânta eu, să mă vadă lumea. Dumneata, nu ai înțeles. Eu am un mesaj. Țara asta, poporul ăsta are nevoie de ceea ce spunem. Deci lumea pleacă de la concert, de la concertele mele pleacă. Hai duci, la fie sunt în stradă, unde e papa să-i rup laba? Se liniștesc pe urmă. Dar se încarcă, pentru că noi intrăm în rezonanță cu ei. Deci muzica este un fenomen energetic. Noi intrăm în rezonanță cu publicul. Dacă faci 10.000 de oameni să plângă, poți să-l faci să plângă. Toți. Sau poți să-i faci să râde, să sară în sus, să bucure. Nu, trebuie să fii sincer. Trebuie tu să fii sincer, să dai. Nu, uitați-vă la mine. Asta nu e artă. Așa și cu pictura. Zgârieturi și stropituri cu sprejul. Aia nu e pictura. Iartă-mă, dar eu sunt profesor de arte plastice. Știu. Sunt gitarist amator. Și știu ce vorbesc. Deci arta este atunci când trezești o stare emoțională. Fără o stare emoțională nu e artă. Dacă vezi un tablou de lui Van Gogh și faci... E artă. Sau dacă asculti, nu știu, Fată Verde. Toată lumea, Fată Verde, când are bucurie, are o stare. Mm-hmm. Nu? Deci, asta e o combinație extraordinară, dar din ce în ce mai rară, între atitudinea de pe scenă, muzica propriu-zisă, versurile care contează enorm în crearea acelui sentiment și acelei stări. Ori astăzi, dacă fac comparație cu ceea ce ascultăm noi la radio, apropo de cum ne spuneți, bumții, da? Acolo versurile sunt la modul fată mare, babă tare și cam... Ieftine, totul. Măi, capitalismul se bazează pe investiții mici și câștiguri mari. Despre asta e vorba. Păi și în muzică aplicăm tot povestea asta în rap. Dacă acceptăm. La oamenii a început să le placă. Tineretul crede că asta e muzica. Că ei nu primesc altceva. Înțelegi? Ei sunt manipulați. E îngrozitor, pentru că în condițiile astea înseamnă că nu vorbim despre artă, da? În niciun caz. Vorbim și adevărul cam ăsta e. Vorbim de business. Uite, mă uitam, luăm orice album la întâmplare de aici de pe masă, da? Oricare. Fie Canta Fabule, fie cei ce ne-au dat nume, fie Muguri de Fluier. Păi acum, cine scoate un album, mă uitam la trupele noi, dacă au un hit, restul de 6-7 piese, că acum nu se scot mai mult de 8 pe un album, sunt așa ceva, eventual un remix, dacă se poate vreo două la aceeași piesă care a avut succes. Pe ei sunt toate de la 1 la 14, sunt de fredonat peste timp, le peste cântă lumea, cuvânt le cu cânt cuvânt. Exact și momentul de față. Da. Dacă aș fi fost compozitor, aș fi făcut poate o piesă sau 3-5. Câți din aia de la Uniune au atâtea piese câte am eu? Nu știu, există cineva chiar care are atâtea hituri în România? Auzisem la un moment dat că omul cu cele mai multe hituri, mă rog, dar el era la omul cu chitara, ca să zicem așa, era Mircea Vintilă, care avea la un moment dat cele mai... da. Dar câte hituri are Phoenix-ul, cred că nu se compară în toată povestea asta.
Deci, vă simt foarte apăsat așa, foarte supărat în legătură cu lucrurile care se întâmplă în România. Sunt deprimat. Păi aș vrea să nu fiți, că mâine e concertul dumneavoastră aniversar. Și aș vrea să știu că Nicu Covaș pe scenă mâine este în continuare omul care îi face pe cei care pleacă de acolo să simtă haiduci. Da. Eu am să încerc. Deși sunt foarte rău bolnav în ultima vreme, de vreo 3-4 săptămâni. Sunt așa de bolnav. Povestit, da. În viața mea n-am cunoscut așa ceva. Deci amețesc, nu stau bine pe picioare. Sper să pot ține chitară la gât. Păi, aia vă dorim cu siguranță. Iarba renu pere. Sport mai faceți? Ultima vreme nu, dar am făcut foarte mult sport. Cu motocicleta mai mergeți? Bineînțeles. Păi de ce? Cum nu? Ci că e periculos. Dragul meu, când ai 6 cilindri, 6 carburatoare, 6 țevi de japament, știi? Și 200 de cai în continuare? Ce înseamnă mersul pe motocicletă pentru Nicu Covaș? Ai o cavalerie între picioare. Da. Deci, în fiecare moment se schimbă peisajul. Se schimbă mirosul, se schimbă temperatura. Ești liber, senzată de libertate. Când ai o hergelie de cai între picioare, nu se compară cu nimic. Ești cel mai liber. Da, am și piesă liber. Puneți piesa liber să audă lumea. Ați avea curajul în România să mergeți cu motocicletă? Nu mai conduc aici nici să mă plătească, nici mașină, nimic. Păi de ce? Pentru că nimeni, așa cum l-am spus, s-a băgat sămânța zăzanii, da? Fiecare se gândește doar la el. Nimeni nu se gândește și la celălalt. Se conduce într-un fel animalic. În Spania aveți trotinetiști? Ce anume? Trotinetiști. Ăștia cu trotineta. Care ne-au invadat, ăștia și să cred un soi de, cred că au niște cai putere în tălpi, așa, la un moment dat. Eu de copil am mers și cu trotineta, sigur, dar am avut bicicletă deja de clasa a doua. Mm. Am câștigat la Lozenblick o bicicletă sport. La Lozenblick o bicicletă cehească sport. Asta n-ați povestit-o în carte. V-a scăpat povestea asta, da. Da, era interesant. Scăpat, da. Și mergeam la școală, eu la școală mergeam, deci în clasele primare mergeam singur la școală cu bicicleta. De mult, mai ales că mai avem doar un minut, cred că, dar aș vrea să știu. Știu că, evident, pentru un compozitor toate piesele sunt precum copiii lui. Adică le iubește pe toată în egală măsură pentru că ele reprezintă ceva pentru respectivul compozitor. Dar spuneți-mi, vă rog, care e piesa dintre cele pe care le-ați compus, de care vă simțiți întotdeauna foarte atașat? La ora asta, piesa care mă reprezintă este În umbra marele urs. Urs scris cu 2 de S. Știu. Domnule Covaș, mulțumim foarte mult că ați fost în această seară. Eu vă mulțumesc pentru atenția care o acordați. Dați-mi voie să vă spun la mulți ani, în numele tuturor celor care vă apreciază muzica, sunteți pentru noi categoric compozitorul Nicu Covaș. Nu știu ce zic aia de la Uniunea Compozitorilor, dar sunteți marele compozitor Nicu Covaș și omul care se confundă cu legenda Phoenix. Indiscutabil. Indiferent ce documentare s-au făcut sau se vor mai face de peste ani în legătură cu Phoenix, Phoenix înseamnă indiscutabil Nicu Covaș. Punct. Despre asta e vorba. La mulți ani încă o dată și mâine un succes mare de tot la Arenele Romane, la concertul aniversar. Mulțumesc mult! Țineți în pumnii să rezist, să-ți dau un picioare. Vă ținem pumnii și ne rugăm să fiți foarte, foarte sănătos. Dumnezeu să vă ajute. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția specială din această seară cu Nicu Covaș. Ne revedem mâine de la orele 20 aici pe Metropola TV cu un alt invitat extraordinar. O să vedeți despre cine este vorba, dar vă anunț că e o nouă ediție specială a emisiunii Sub semnul întrebării. În câteva momente începe Mădălin Ionescu Show. Ne vedem și acolo pentru că sunt împreună cu Mădălin, cu Mirel Purea și cu Mirel Palada într-o ediție specială de asemenea. Ne vedem curând! Mai rămas niciun.
1000 câți am mai.